De aceea noi suntem astăzi aici pentru a încerca cu armele noastre, acele ale educației, de a stopa și de a încetini și de a duce la lumină din acea zonă întunecată, neagră, ceea ce înseamnă viitorul acestei țări, adică tineri. Dependența, oricare ar fi ea, de la utilizare până la ajungere, așa cum am spus, la un nivel de dependență, poate fi corectată. Poate fi corectată prin educație, prin astfel de evenimente, prin modul cum ne adresăm copiilor. Acum suntem cu profesorii, cu cadre didactice, sunt foarte importanți în tot acest mecanism al luptei împotriva drogurilor. Sunt importanți în acest mecanism pentru că ei pot observa simptomatologia consumului drogurilor, pot observa toate schimbările în anturaj, schimbările comportamentale. Această conferință vine să identifice strategii eficiente, astfel încât acestea să fie destinate și aplicate elevilor și studenților, încât demersul nostru comun de a diminua consumul de droguri, de a diminua riscurile, de a diminua tragediile la nivelul societății, să aibă efect. Noi am putea să facem o informare mai bună. Noi o numim în psihiatrie, dacă îmi permiteți, psihoeducație. Adică să le explicăm ce înseamnă drogul, ce înseamnă să consum și care sunt consecințele. Mi se pare o idee nu doar binevenită, ci chiar necesară în zilele de astăzi, când flagelul drogurilor e la fiecare pas. Ceea ce eu aș vedea îmbunătățit, dincolo de o conferință, este prezența specialiștilor în școli, în licee, printre copii, cu sesiuni de informare. E foarte binevenită această informare pentru societate, pentru părinți și pentru cadrele didactice, pentru a ști cum să gestioneze în viitor astfel de situații.